Salut! Suntem Manu și Neti și bine vă găsim la Morile de la Rudăria, sau oficial Eftimie Murgu. De la drumul național ne îndreptăm spre poalele munților Almoșului pe un drum forestier de aproximativ 7 km până la destinație. Drumul e de foarte mulți ani într-o stare deplorabilă și faptul că se va asfalta probabil îi va garanta actualului primar funcția pe viață sau cine știe. Ajunși în sat, traversăm localitatea pe un drum îngust și imediat la ieșirea din sat ne întâmpină prima moară. Drumul ce traversează cheile este asfaltat, prin urmare puteți vizita fiecare moară cu ajutorul mașinii. Nu sunt foarte multe parcări, dar noi am găsit mereu loc de parcare în apropierea morilor. Dacă e frumos afară, e de preferat să opriți la ieșirea din sat și să parcurgeți traseul pe jos. Peisajul este încântător și o să vă bucurați din plin de el. După mai multe inundații de-a lungul timpului, complexul de mori a reușit să păstreze 22 de mori funcționale, acestea fiind incluse în Patrimoniul Național UNESCO din 2004. Deși localitatea este atestată documentar din 1241, primele 8 mori sunt consemnate oficial 500 de ani mai târziu, în 1722. Cândva au fost 51 de mori, dar inundațiile au redus numărul lor la jumătate. Rudărenii nu-și mai amintesc de când au grijă de morile lor de apă, știu doar că fac parte din viața lor. Le folosesc la măcinat, dar și de stat la taclale. O astfel de moară macină 130-140 de kg în 24 de ore. Fiecare moară are propria denumire, de exemplu moara Firiz, Îndărătnica, Trăiloania, nume ce le veți găsi scrise pe tăblițe în dreptul fiecarei mori. Deși vremea nu a ținut cu noi, totuși ne-am încumetat să ne avântăm printre stropii de ploaie, să vă arătăm ce merită să vizitați prin zonă și e ușor de ajuns. Dorim să vă mulțumim că ne urmăriți și că ați dat abonare la canal. Totuși, peste 80% din vizionări nu sunt făcute de abonați. Prin urmare, dacă vă place ceea ce facem, vă rugăm să dați un click pe abonare cu clopoțel, ca să fiți înștiințați când postăm un videoclip nou. Cu siguranță ați văzut în imagini că albea râului este modificată. Acest lucru a fost necesar pentru ca morile să funcționeze bine. Apa râului a fost direcționată de către localnici. Au săpat un tunel în stâncă, o treaptă, un dig, un perete, o întăritură din lemn, un culoar îngust. Toate astea au fost făcute ca apa să acționeze cu destulă putere ca să învârtă ciutura și să transmită apoi mișcarea roților de moară. Cine margine la aceste mori? Fiecare moară are un tabel cu nume de familii din sat și fiecare are o zi pe lună când poate măcina, sau la bună înțelegere, unele mori au 15 rândași, altele 25. Bunica mea este din Rudăria și teoretic aș putea să mă pun și eu la rând la măcinat. Nu mai rețin la care din ele sunt rândașă, prin urmare când vin la Rudăria sunt doar în trecere, fără să stau la coadă. Valea Almoșului este plină de legendă, iar fiecare moară are povestea ei, sau mai bine zis, ciudățenile ei. La moara cu tunel, poveștile sunt mai palpitante. Acum 30 de ani a fost adus preotul să alunge spiritele rele. După ce se încuiaseră 4 capre accidental în tunel și au fost găsite după 5 zile într-o stare perfectă,
În acel loc au început să se audă tot felul de zgomote, țipete de petrecere, glasuri de femei, biori și trompete, tropă de cai, muzică și sunete de animale înfricoșătoare. Nimeni nu mai îndrăznea să macine la moara de acolo. De câte ori s-a putut, am traversat tunelul. Totuși, există oameni în sat care n-au intrat niciodată în tunel din cauza fricii. De exemplu, la moara Îndărătnica, a cărei roată se învârtește în sens invers a celor de ceasornic, se spune că un rândaș, după ce și-a umplut sacul cu făină, a plecat acasă, unde a găsit boabele întregi. Bărbatul nu a mai avut liniște cu nevasta câteva zile, fiindcă femeia îl bănuia că nici nu dăduse pe la moară. Pe vremea sânzienelor, se spune că o fată foarte frumoasă măcina la moara Roșoania. Pe acolo a trecut un moș care s-a transformat în vârcolac. Acesta a necinstit-o, iar apoi a ucis-o. Zâna cea bună a văzut și a blestemat moșul. Părinții fetei au început să o caute, dar au pierit înghețați pe stâncile Rudăriei. Primăvara, în locul unde au urcat cei doi, au apărut stâncile Adam și Eva, unele din cele mai frumoase stânci din Banat. Morile de apă se află la 26 de kilometri de cascada Bigger, iar dacă veniți de la Băile Herculane, prima dată opriți aici, apoi vă puteți continua drumul spre cascadă. Dar dacă veniți dinspre Reșița, neapărat opriți la cascada Bigger și apoi vă continuați drumul către Ftimie Murgu. În plus, la intrarea pe Valea Frumoasă a Rudăriei este și o pizzerie cu specialități tradiționale și, desigur, pizza. Și toate acestea fiind spuse, dorim să vă împărtășim câteva lucruri despre ce ne dorim să facem în continuare. În următoarele 10 zile o să mai petrecem prin Banat. Sperăm ca vremea să se îmbunătățească, fiindcă în zona Băile Herculane Orșova sunt niște obiective ce merită atenția noastră și a voastră. De aici ne îndreptăm la mare, distanță, adică la Brașov. Zona și împrejurimile sunt uimitoare și vrem să ne petrecem un timp nedeterminat acolo. Vom posta în continuare și vă vom arăta ce merită vizitat. Astfel că dacă vă hotărâți să vă puneți la drum,
Vrem să aveți o viziune clară și corectă în ce privește traseul și obiectivele. Dacă sunteți curioși ce se va întâmpla, urmăriți-ne dându-ne like, share și abonare la canal. Dacă aveți sugestii, scrieți-ne cu încredere în comentarii, le citim și ținem cont de toate. Pe curând!